Bine m-am regăsit, prieteni! Auzi la ce m-am gândit. N-am trebuit să-i băgăm pe progresiști ăștia la pușcărie. Că ne enervează. Nu ne era nou bine, nu așa în liniștea noastră, cum zicea domnul Ion Iliescu, să nu mai frece toată lumea la cap cu reforme și cu tot felul de PNRR-uri. Da? Adică să-mi strice mie vibe să-mi facă praf libidou, identitar vorbind. Nu e așa? Ce trebuie mie reforme, bă? Dar ce? Nu-i bine în țărișoara noastră, cu opincile alea meseriașe, cu cu, cu, țăranii care vând pătrunjel la marginea drumului, cu Cu dacia la care sufli în jigler ca să mai pornească o și curesc cu periuța de dinți uh, carburatorul. Nu ne era nouă bine, cu baba Dochia, cu Traian, cu ăla, cu cățelușul Păru, cred, cu părul creț, cu meșterul Romanor, ăla care tot construiește și dărâmă ca faier. Cine Ce ne trebuie la progresiști, la pușcărie cu ei. Evident, glumesc. Prietenii -mi mine m-am regăsit, povestim despre rezistența la progres, care nu numai de acum, o vedem la PNRR, da? Și m-am gândit, bă, progresiștii de altă dată, de la 1848, au făcut pușcărie pentru că au vrut să apropie România de, mă rog, țările române, hai să le zicem așa cum scrie manuale, de Europa. Și au făcut pușcărie, inclusiv Cogălnicianu. M-a spus să se cu tata să o cătea, să o zicea, ce te-au făcut acum, lasă, că suntem bine, așa cu Istanbulul nostru, da? Și atunci am să povestim despre chestia asta cu un om care a în Africa, am muncit și pe acolo, o legătură cu Corea de Sud, aia da, sărăcuța prin 50 și acum dă lecții tuturor. Suntem doi laringozauri, în sensul că am este un pic de laringită și dacă vedeți că tușim, tușim uh, semnificativ. Bine vin venit, Cristi! Bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Bă, dacă vă bagă ăștia la pușcărie, vă vezi reforme, ați probat? într o țară ca asta? Uite. Da, sunt, suntem niște oameni foarte răi, da, mă, care vrem... Vrem reforme, într-adevăr. Din cauza asta nu poate să crească PSD-ul pensiile la 2 de euro pe lună, alea mici. Da, aici domnul Ciolacu se contrazice singur, pentru că la un moment dat spunea că, de fapt, acel celebru procent de 9,3% din cauza căruia nu poate să crească pensiile, spunea, totuși, a recunoscut că el ar fi atins doar prin 2050. Deci se contrazice singur și asta e marea problemă pentru că aceiași oameni care acuză progresiști între ghilimele că adică pe voi pe Da, că sunt niște descreierați care nu se uită decât la înspre vest și vor să ia așa pe nemestecate tot ceea ce se întâmplă în vest și să aducă la noi aceiași oameni sunt cei care sunt foarte promți în a se afișa cu simbolurile naționale, să-și pună tricolorul în piept și, așa cum ai spus tu, de exemplu, să se arate mare admirator al lui Bălcescu, nu? Nicolae Bălcescu sau Mihail Cogălnicianu sau alte astfel de personalități din istoria noastră, care la vremea lor, de fapt, au fost acuzați de același lucru și anume că sunt niște progresiști care vor să tulbure ordinea. Liniștea. Da, vor să tulbure liniștea. Noi vrem liniște, lăsați-ne în pace. În 1848, când toți acești tineri la vremea respectivă, și Bălcescu și toți ceilalți pașoptiști care fusese la studii la Paris, în general și veniseră cu idei de acolo, erau toți batjocoriți, li se spunea bonjuriști. Te-ai dus la Paris, multe te întors vacă. Da, și erau făcuți în fel și chip, tocmai pe aceeași idee că de fapt sunt niște naivi, zăpăciți și amețiți, care vor să vină cu niște idei din vest și să le pună în aplicare în România și să strice rânduiala care e foarte bună. Rânduiala pra pravoslavnică, pentru că vă spuneam într-un material trecut, exact ce fac partidele acum tradiționale, vorbim de, cred că tot PSD-ul puteți spune și o parte foarte, foarte bună din PNL, partidele astea mari, făceau îi las conservatorii între ghilimele pe vremuri, adică nu vrem alfabet latin. Stricați legea noastră pravoslavnică suntem împotriva industrializării până prin 1918, da? pentru că asta ne apropie de Occident și ne, ne separă de lumea noastră asta pravoslavnică, liniștită, mm. cu țăranul ăla care, exact cum ziceam, vinde pătrunjel la, la marginea drumului, dar nimeni nu știe, păi o, o l-au mâncat ceva? Pentru că, știi, noi avem imaginea asta idilică, lasă-mă, domnule, cu Europa, că Europa, îmi, ai văzut ce face, e așa, nu e mai Europa aia pe care o știam noi din cărți, culmea, știi? Și aici deja voi aveți o problemă. Că voi sunteți de fapt ce au fost Cogălnicianu, da. Bălcescu și ăștia alați, dar atenție că ăștia au făcut pușcărie toți. Da, să sperăm că nu o să ajungem și noi tot acolo, dar în 1848 cine erau conservatorii și de fapt părinții lor, cum era și tatăl lui Cogălnicianu și... Boierime. Da, erau boierimea mari proprietari de pământ. De fapt, la tifundiarii acelor vremuri, care dețineau aproape tot pământul și da, ei normal că erau fericiți și vroiau să nu se schimbe nimic, însă nu același lucru era valabil și pentru marea masă populației. Și într-adevăr, bine ai zis cu idealizarea asta a trecutului, care este o altă aiureală, care este din nou mereu și mereu adus mai, pe tapet, mai ales acum foarte puternic dintr-o anumită zonă politică o idealizare a unui trecut care de fapt n-a existat niciodată așa cum este el prezentat, pentru că dacă iarăși dacă ne întoarcem la istorie, vom vedea că viața omului de rând în acel trecut care ni se prezintă drept ideal era extrem extrem de grea, speranța de viață era foarte scăzută mortalitatea la naștere era imensă, analfabetismul era aproape total, aproape total. deci despre ce vorbim, care deci, trecut. De ce decenție primite ai zis de de boieri? Bă boierii nu plăteau altădată impozit Boierii și scuternici, adică ce erau sub boieri. Da? Acum este o boierime de stat, pentru că dacă observi companiile de stat care sunt care colcăie de oameni politici, alea nu plătesc impozite la stat. Deci, practic, exact ce am avut pe partea aia pre-revoluționară din 1848, avem acum cu sistemul de stat. Că dacă ți-ai băgat om acolo la cfr sau la nu știu care, la CFR Marfă sau mai știu, la și la de astea, ăla vine în ședință de partid și spune, n-am. Și tu nu zici, tu nu vorbești în limba economistului, bă băiete, sunt niște datorii la stat. Nu, tu zici în limba partidului. Vine mă, noi suntem prieteni, tu ești membru de partid, hai cum vedea. În același timp te duci la asta privat. Și acolo rați șepte pe ei de pe el, pentru că boierimea de particii de stat de astăzi, la fel ca boierimea de altădată, nu plătește impozit. Păi da, nu numai că nu plătește impozit, dar de fapt dacă te duci și ei datele de la ANAF sau de la Ministerul de Finanțe, vei vedea că cei mai mari datornici la bugetul de stat sunt de fapt companiile de stat. Sunt în mod cronic pe primele locuri și cu sume colosale. De miliarde de euro. Da și atunci normal că lor le convine situația asta în care își pun toți oamenii pe acolo ei au salarii foarte mari și nu răspund de nimic. Adică înregistrează pierderi care apoi sunt acoperite de la bugetul de stat, adică din banii pe care îi produc. Cei care lucrează în economia privată care apoi tot ei sunt din nou suprataxați și vorba ta se iau șapte piei de pe ei ca să acopere toate aceste pierderi Și atunci normal că acestor oameni le convine situația și nu vor să se schimbe nimic Și iară surprinzător, cei care sunt cei mai vehemenți împotriva progresiștilor sunt cei care susțin că, de fapt, ar trebui să naționalizăm chiar și ce s-a privatizat și să vină statul român și el să facă și să dreagă, deși vedem foarte clar că statul român e cel mai prost administrator posibil și avem peste o mie de companii de stat și multe dintre ele înregistrează pierderi colosale. Mă uitam, de exemplu, în timp ce vorbeai, mă gândeam la. Apropo de proprietate, să o naționalizăm și așa mai departe, dar în iunie, 9 iunie 1941, la proclamația de la, de la Islas, s-au pus niște puncte care astăzi par, cum să zic, normale în toată lumea civilizată, dar atunci noi eram la marginea lumii, eram în Orient, eram cu capitala Istanbul, mă rog, unii. Zicea așa, respect la persoană, respect la proprietate. Și mai zicea o chestie senzațională, pe care nici astăzi nu putem pune în practică în România responsabilitatea ministerială și a funcționarului de stat. Este incredibil că oamenii în 1848, toți, toți miniștrii să fie responsabili. Unii cu ideea, în, în, după proclamație, să plătească cu averea. Astăzi îl ai pe Câciu, care ți-o greșit bugetul, tragem toți pentru greșeala lui, mă rog, prostia lui, că ne greșeală, da? și l-ai pus ministrul la fondurile europene, adică după ce ai dat de pământ cu lei românești, mai dă de pământ și cu euro. Înțelegi? Unde e? Aici cred că aveți aceleași dizabilități pe care le aveau progresiștii în 1848. Adică, cumva, un sistem care blochează orice modernizare și pornește foarte greu. Și Cogădnicianu, și Bălcescu, și ăștia, și Eliade Rădulescu au pornit extrem de greu. Cu niște oameni care se uitau dubios. Exact cum se uită acum lumea la voi. Am da, un seriști ăștia. Noi vrem, noi vrem o clasă politică nouă. Uite, mă, cum au apărut ăștia noi. Ne cunoaștem. Adică o aiureană, imensă. Dacă stai și te gândești năravul ăsta, dacă putem să-i spunem așa, a lipsei de responsabilitate ministerială și a funcționarului public, vine foarte mult din comunism. Unde aveam un sistem în care mai mari politici ei nu răspundeau în fața Legii normale, ca să zic așa, adică legea după care era judecat cetățeanul de rând. Nu, la ei singura judecată se făcea la partid și acolo, în forurile superioare a partidului, se decidea dacă se ajunge la judecată în justiția normală și ce pedeapsă va primi acea persoană. Deci, judecata se făcea exclusiv sectar în cadrul aparatului de partid. Be -o, be -o, -o, oameni da, Și un... practic, dacă stai și te gândești, tendința asta a continuat, pentru că după 90, partidele care practic sunt continuatorii Partidului Comunism și a mentalității Partidului Comunist au încercat tot timpul să mențină acel sistem în care ei erau deasupra legii, și de fapt toată judecata lor venea numai în cadrul partidului, și practic nu se încurcau ei cu. să nu se încurce cu justiția asta care se aplică omului de rând. Dacă stai și te gândești, vei vedea ca un fir roșu chestia asta care vine din 1990 încoace, da? Și practic. Aici, când vorbim despre conservatori în România, practic ei sunt cei care încearcă să conserve, încearcă din răzputeri să conserve acest sistem oligarhic oarecum, în care există niște oligarhii care controlează părți mari din economia națională, din viața politică și care nu răspund decât instanțelor de partid. Bineînțeles, lucrurile s-au mai schimbat între timp, dar foarte greu și niciodată reforma asta n-a fost dusă până la capăt. Ba chiar acum cred că putem spune că trăim iarăși un moment de recul, recul da, de revanșă oarecum a, celor, da, a oamenilor acestui sistem. Da, bun. Iar mă întorc soție, 150 de ani în urmă. Și atunci s-a pus problema de uh, oportunitate geopolitică, și încet, încet, ăștia care erau împotriva reformelor, împotriva progresiștilor, din oportunitate geopolitică, era cât pe ce ca să facă un fel de, de provocare geopolitică, având în vedere că modernizarea trena, da, aceștia erau progresiști băgați la pușcărie și încet, încet mergeai ba către Rusia, ba către Istanbul. Și primul lucru pe care l-a făcut Kiseliov, Kiselev îi spun ăștia ca să se domnească un pic franțuzește, dar Kiseliov a făcut un primul lucru. Da? A ras pur și simplu meritocrația. Nu ai voie să pui pe unul pe merit, trebuie să-l pui de al tău. Este pe care și Nicolae Ceaușescu a făcut-o în 71, când a zis nu mai avem nevoie de specialiști da. în fruntea întreprinderilor, avem nevoie de activiști de partid. Acum se întâmplă la fel. Vezi tot felul de prostalăi, da? puși în fruntea companiilor de stat, Adică este exact sistemul ăla adus de rus, de Kiselev și de, de tot felul de, 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 <coughs> inclusiv de Kutuzov și de ăștia alați, în Valahia și în Moldova, pe vremea Și se mai întâmplă încă un lucru la fel și care e extrem de important de văzut așa cum este și anume tot curentul ăsta anti-european, anti-american, anti, anti, anti practic E exact același curent de care s-au lovit progresiștii începând cu 1848. Dacă stai și te gândești, este exact același lucru și în momentul de față. Toată acțiunea asta de a demoniza vestul, de a demoniza Europa și de a băga în cap oamenilor că, de fapt, ăia-s ăia, da, ăia de vină și ăia de fapt. Ne vor rău și oia ne colonizează, și așa mai departe. Aceleași idei se vehiculau și la 1848. Și iarăși. Cu aceiași actori. Cu aceiași actori. Politicieni, biserică, trebuie spus. Da. Și partide. Exact ce avem astăzi. Da. Și dacă stai și te gândești iarăși și analizezi istoria, să zicem, începând tot de la 1848. Tot ce a venit bun în țara asta, și tot ceea ce a dus la modernizarea țării, a venit dinspre vest. În niciun caz dinspre est. Hai să gătăm prima parte a emisiunii, că după vremea neapărat să vorbim și despre China în a doua parte. Tu ce crezi că va fi dacă vom da de pe rest PNR-ul? Pe ăsta este un proiect de țară, să înțeleagă lumea. pnrr ul Înseamnă să iei aspirațiile astea care poate vin de 150 de ani sau de 200 de ani și le se, să le sistematizezi. Să le pui pur și simplu într-un sistem care să fie compatibil cu ce au oamenii alți în Europa. Și dacă o dăm de gran, ce facem? Eu cred că ar fi o șansă de modernizare uriașă, ratată, încă o mare ratare, pentru că în momentul de față, practic, fondurile europene, există analize făcute cu privire la economia României, și concluzia este că, în momentul de față, fondurile europene sunt cele care mai țin în mișcare economia României. Și să nu, nu uităm că ne aflăm într-un moment destul de ciudat pe plan geopolitic și pe plan mondial, adică se tot vorbește despre acea criză economică care, într-adevăr, n-a venit așa cum s-a prognozat imediat după pandemie, dar, se simte. dar lucrurile parcă încep să se schimbe Suntem așa într-un soi de punct de inflexiune și vedem că a crescut inflația, au crescut dobânzile deci banii nu mai sunt așa pe toate drumurile și cu un cost foarte scăzut și esențial să folosim banii ăștia din PNRR pentru că, repet, ăsta practic e un program de modernizare a României și reprezintă o, o șansă uriașă de care trebuie neapărat să profităm. Dacă pierdem banii ăștia și, pe pierdem, reformele, și pierdem reformele, nu știu, eu cred că iarăși ne, ne va trebui vreo 20 de ani ca să ajungem din nou în situația în care să recuperăm ceea ce am putea pierde acum. Deci, toată demonizarea asta a PNRR-ului pe care o face tot clasa politică veche care nu vrea să renunțe la privilegii este un lucru extrem de periculos și din păcate foarte mulți cetățeni neinformați cad în plasa acestor idei care sunt vehiculate prin mass media pe care ei Eu zic că o ești controlează. Eu zic că ești optimist și o să închei cu mine însumi, ca să mă dau mare. Eu cred că dacă ratăm pe ul ratăm încă cel puțin 100 de ani. Pentru că situația geopolitică se schimbă, s-ar putea ca prioritățile să se schimbe, noi nu o să mai fim printre priorități, o să fim printre priorități legate de, dacă vrei, de securitate și nu de prosperitate, și atunci vom fi un fel de bază, pur și simplu în care noi înșine ne vom mânca între noi. Pentru că vom avea frustrări vis-a-vis -vis de Uniunea Europeană, care va funcționa în continuare și noi, nu? Vom avea frustrări vis-a-vis -vis de propria cultură care se duce la pământ cu tot ce fac ăștia cu educația, în el nu se duc, intrăm într-o epocă a cunoașterii la care noi intrăm în kiloți. și aia Adică nu intrăm exact cum intră ceilalți, investiți în educație, investiți în inovație, investiți în securitate noi stăm, Doamne, dă să vii americanii să ne apere, Doamne, dă să plece copilul străinătate să facă studii, că aici nu poate, Doamne, dă să găsesc un profesor să-mi dau copilul la meditații, că să unul la pământ și mă duc până la vorbe în Spania să mă tratez de nu știu ce boală, că aici mi-e frică să intru în spital, că mor de nozocomiale. Aici azi eu un pic... Zic că ești eu, eu vreau să fiu optimist și să sperăm că totuși vom reuși să facem ceva cu PNRR ăsta, adică până la urmă totuși cumva rațiunea va învinge pentru că asta e singura cale, să fim optimiști și să facem tot ce putem ca lucrurile să se întâmple. Și dacă dar, nu se întâmplă, băieți, există o grămadă de alternative de la ieșit în stradă până la cabina de vot. Dar într-adevăr, ceea ce trebuie să înțeleagă oamenii este că situația este extrem de periculoasă. Adică știu că par așa niște cuvinte hazardate, dar într-adevăr ne aflăm într-un moment de mare cumpănă în care lucrurile se rearanjează la nivel mondial, geopolitic apar tot felul de tensiuni și noi trebuie să ne jucăm foarte bine cărțile pentru că altfel într-adevăr există un risc foarte mare să rămânem cumva pe din afară, iarăși într-o zonă din asta gri, unde nimic bun nu se va întâmpla. Cu poarta deschisă rămânem pe da. din afară, că nu vrem să intrăm. Absolut. Nu cumva da. să pierdem pensii speciale în alte privilegii. Mulțumim fain, ne vedem și la a doua parte a emisiunii.